A fost un meci senzațional. România e mândră de voi. Copiii voștri, cu siguranță, sunt mândri de voi. Părinții, dar mai ales voi, trebuie să fiți mândri că ați făcut sacrificii ca să ajungeți aici. Un moment extraordinar. Am vorbit și cu Ali, puțin mai devreme, a trăit momentele alături de voi. Vă mulțumim din tot sufletul. Dar, așa cum spuneam, e momentul să sărbătorim pe Flaicu pentru toată munca depusă, pentru faptul că a trecut de borna de 1000 de puncte. Îl cunosc pe Florin de atâția ani de zile, am jucat împreună. Sunt tare mândru de ce a reușit să fac în toată cariera lui sportivă. Îți mulțumim tare mult, Florin. O să ajung la această performanță și cred că datorită vouă astăzi vă mulțumesc că ați fost alături de mine și am reușit să în primul rând să câștigăm acest meci și ca eu să fac cele 1000 de puncte. Am spus-o când am început să joc rugby, nu credeam că o să pot să fac chestia asta, dar uite că s-a îndeplinit cu multă muncă, sacrificiu și vreau să vă mulțumesc foarte mult. Chiar sunt emoționat și vă rog eu frumos, dați uitare ceea ce spun toți despre noi. Noi suntem ăștia care suntem aici. Suntem o familie și trebuie să stăm unul lângă altul. Nu vă mai uitați ce spun alții despre noi. Dacă noi suntem împreună, o să facem lucruri mărețe. Vă mulțumesc foarte mult și haideți să sărbătorim cum trebuie aceste victorii. Thank you.